Bună seara, stimați telespectatori! Iată-ne din nou, după ba vară, ba primăvară, ba iarnă, ba furtună, ba inundații, tot ce vreți. De fapt, în niște vremuri atâtea tulburi, din toate punctele de vedere, și vremea, meteorologia, totul s-a dat peste cap. Chiar gândindu-mă, am spus, domnule, dar e normal să tulbure vremea asta în așa hal, că atâtea explozii au care deranjează circuitul natural al curenților de aer, al apei, a tot ce s-a produs un echilibru în mii și mii de ani, sau sute de mii sau milioane de ani, se strică de către om și de ce să nu spunem? Cu bună credință, cu bună credință, cu bună știință, nu cu bună credință, și totul este aiurea. Astăzi l-avem ca invitat pe profesorul inginer Andrei George Albulescu, Universitatea Tehnică Iași, și împreună cu domnia sa o să discutăm ce ne-am dorit de la bugetul pe anul 2024. În primul rând, părerea mea este că ne-am dorit să nu mai pățim ce am pățit anul ăsta. Toată lumea își dă cu părerea, toată lumea vrea bani, dar sursele nu prea sunt lizibile, sau mai corect spus, vizibile, pentru că lizibile sunt atunci când le scrii, dar noi nu le vedem sub nicio formă, nici măcar mental nu le găsim aceste resurse. Stimați telespectatori, că orice om care are cât de cât o afacere are o singură dorință. Mai multe. Una, să fim sănătos, a doua, să priceapă cât mai mult, a treia, să aibă niște oameni de nădejde, să fie sănătoși cu toții, dar efectiv, din punct de vedere al afacerii, își dorește o predictibilitate legislativă. Fără acest lucru, nu putem discuta de o afacere, de un plan de afacere, iar fără un plan și fără o planificare, nu ajungem la niciun rezultat. În aceste condiții, anul acesta, pe lângă faptul că avem o inflație necontrolabilă, cum bate vântul de la Bruxelles, bate de la nord, e de la nord, bate de la sud, e de la sud, depinde de unde bate, din est, din vest. Primești ordine să scumpești gazul, scumpești gazul. Ai scumpit gazul, s-a scumpit tot. Produce o nouă inflație. În loc să se încerce să se întărească moneda, adică cu aceeași cantitate de bani să cumperi mai multă marfă, și atunci lucrurile ar intra într-o oarecare logică și într-o oarecare stabilitate, iar România are posibilitatea asta pentru că are energie. Are energie. România poate produce energie mai multă decât consumă. Consumăm în jur de 5.000 de megawatts putere instalată și noi am avut o capacitate de 21.000, 22.000, dar încă mai avem 15-16.000 care le putem pune din repede în mișcare. Domnule profesor, haideți să încercăm să o luăm cu ce vreți dumneavoastră, în ordine în care vreți. Că eu am trecut în parcurs cam balul, cum se spune. Cam, în primul rând, bună seara dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră. Haideți să o luăm un pic cu ce s-a întâmplat anul acesta și să vedem dacă putem să dezlușim ce se va întâmpla anul viitor. Domnul profesor, dar știți că nu toată lumea învață din istorie. Dar e bine să-i bată la cap, poate învață. Da, deci anul acesta, pentru prima dată, asistăm la o premieră și anume un buget care probabil este deja aproape cu certitudine, nu va avea rectificare. Știți foarte bine că un buget se face printr-o estimare a veniturilor care urmează a fi încasate și o estimare și o prognozare a cheltuielilor ce vor fi făcute. Dacă veniturile sunt mai mari și cheltuielile mai mici, avem excedent bugetar. Okay.
La noi, din păcate, de 33 de ani, este exact cealaltă variantă. Veniturile sunt mai mici, cheltuielile mai mari, avem în permanență deficit și pentru acoperirea deficitului ne împrumutăm. Anul acesta am mai avut o premieră, din păcate, negativă, și anume estimatul încasărilor bugetare a fost supraestimat. Am prognozat că vom încasa mult mai mult decât am încasat până în acest moment. Fapt ce ne-a dus la un deficit destul de mare până în acest moment. De curiozitate, această supraestimare a încasărilor s-a făcut voit sau din prostie? Din prostie. Asta este părerea mea. Eu cred că voit. Nu. Aceasta este, mai ales că aveam o țintă de deficit față de care ne angajasem în Uniunea Europeană, deci noi am pornit de la bun început că vom cheltui ceva mai mult decât încasările și anume trebuia să ne încadrăm pe undeva pe la 4,4 deficit. Actualmente, părerea mea este că nu se face rectificarea tocmai pentru ca, din punct de vedere contabil, să fim undeva în jurul deficitului de 5, pentru că se pare că și Uniunea Europeană a înțeles anumite chestiuni. Acceptă 5. Și acceptă cifra 5. Aceasta. Deci, dar noi ne ducem la 6. Vom vedea, pentru că știți cum este. Totdeauna contabili găsesc tot felul de chichițe. Probabil că o serie de plăți vor fi amânate pentru anul viitor. Vor aranjamente. Aranjamente financiare. Optimizare fiscală se numește, da. Să ne încadrăm în ținta de deficit acceptată, nu cea prognozată, ci cea, nu cea negociată mai precis cu Uniunea Europeană, ci cea acceptată în final de către Uniunea Europeană. Dar acum discutăm între noi doi, fără să ne audă și alții străini, când discuți de 5-6%, discuți de dezastru. Nu suntem singura țară. Dar nu ne încântă. Este adevărat. Eu vorbeam din vedere tehnic. Da, dar să nu uităm că România întotdeauna, cel puțin în acești 30 ceva de ani, întotdeauna a fost cam pe ultimele locuri în tot ceea ce privește performanța economică. Deci și nivelul de trai și creșterea PIB-ului și etc. etc. Deci nu am excelat. A trăi bine înseamnă a munci. Pe muncă poți trăi bine. Să știți că de muncit se muncește, dar nu înseamnă că dacă muncești ai și randament, nu? Trebuie să ai productivitate și trebuie ca produsul pe care îl faci să aibă valoare mare. Că dacă facem produse cu valoare foarte mică, materii prime pe care le vindem dacă la preț... Dacă vindem greu, da? Așa, atunci... Și importăm fai cocă? Cocă, atunci e clar că nu o ducem bine, da? Nu o ducem bine. Deci cam asta balanța e... Balanța comercială e dezastru. Da, cam asta e situația. Deci noi și anul acesta vom avea o balanță comercială dezechilibrată, importurile vor fi mult mai mari față de exporturi și mai grav este că majoritatea importurilor sunt în ceea ce privește chestiuni de natură alimentară, deci produse care le-am putea produce care noi. Cu certitudine avem nu îmi propun să mă gândesc că vom mai produce, de exemplu, ce am produs, tractoare, autocamioane, deși... Este o fabricuță de tractoare. Da, se pare că și aici... Nu știu, pe la Mercurea Ciuc, nu știu unde este. Da, să știți că vestea cea mai bună este că începând anul viitor vom produce autobuze electrice la București. Lucru care... Păi n-am avut fabrică. Am avut, păi tocmai asta vreau... Am avut autobuzul București. A trebuit să o demolăm, să o remolăm. Am avut Electroputere Craiova. Care producea locomotive electrice și diesel. Da. Și după licențe de mare valoare. Da, licența era elvețiană, de câte mi-aduc eu minte, da. Deci, din punctul ăsta de vedere, ar trebui ca să ne îndreptăm spre o producție cu valoare adăugată mare. Nu o să fim chiar în top, nu o să producem chipuri sau procesoare care sunt cu valoare adăugată cea mai mare, dar chiar produse industriale ar trebui să începem să producem din ce în ce mai mult. Iar în ceea ce privește partea aceasta de partea agricultură, alimentație publică, industria alimentară, ar trebui și aici ar trebui să avem produse finite,
Pentru că avem această posibilitate și nu... Dar este o obligație, domn profesor, aici. Este o obligație... Măcar pentru consumul propriu. Exact. Să nu mai importăm 80%, de exemplu, din carne de porc și produsele din carne de porc. Dar ce, carnea aia de porc cu fasole în conservă nu era bună? Eu cred că e bună și astăzi, dacă am produce-o. Da? Pentru că să știți că... România a avut tradiție în producție alimentară, deci nu putem spune că aici am stat prost. Nu numai, dar avem o croază întreagă de licențe care străba toată lumea. Da, de acord. Haideți să luăm răurenii. Da, mărci înregistrate, ca să exact. Înțeleagă. Salamă de Sibiu. Dar să știți că sunt mult prea puține în raport cu potențialul industriei alimentare și agriculturii românești. Da? Mult prea puține. Aceasta ar fi situația de anul acesta. Pentru prima dată, în schimb, aflu că e o intenție, sper să se și materializeze, și anume că se discută deja bugetul, s-au stabilit câteva cifre macro privind alocările bugetare și ca valoare din PIB-ul de anul viitor, investițiile reprezintă 7%, ar fi cea mai mare cifră alocată investițiilor. De asemenea, aflu pentru prima oară că s-ar intenționa... Investim în război cumva? Că dacă investim în război, era să facă. Nu. Dacă vorbim de investiții, eu cred că se referă la infrastructura mare, nu se referă la șosele. De asemenea, investim foarte mult în învățământ și pentru prima oară se anunță o cifră de 6% conform legii învățământului care... Dar cred că nu pot consuma 6% în condițiile actuale. Să vedem. Doar dacă dau drumul la salarii deci, în prostie. Sunt cifre estimative. Nu pot să vă vorbesc decât este o primă... Ele nu sunt. Au fost furnizate pentru prima dată în mass media. Sunt o gândire. Da, se pare că există o primă formă. O primă formă. Ceea ce este foarte bine. Pentru sănătate, de asemenea, sunt alocate procente importante din PIB. Marea provocare pentru anul viitor este, în schimb, absorpția fondurilor din PNRR. Dacă, și asta e un lucru bun. Da, tot dacă, ce a spus dumneavoastră acum e normal. Agricultura, ar trebui să fie normal dacă se realizează. Industrie, cât cuprinde pentru consumurile proprii, infrastructură. Da, infrastructura mare. Cu asta trebuie început, cu sănătatea și cu învățământul. Dacă se alocă procentele care au fost pronunțate... N-au fost niciodată. Ceea ce este un lucru bun. Să sperăm că... Da. Lucru bun? Da. Inițiatorul acestui procent, Dumnezeu să-l ierte. Da. Angel Stanciu. Așa este. De asemenea, pentru prima dată se intenționează ca proiectul de buget să ajungă în Parlament și să fie votat în luna decembrie. În cursul anului. Deci, asta e normalitatea. Iarăși ne referim la o chestiune ce ar trebui să reprezinte normalitate și care... Iar la buget se lucrează de regulă începând cu luna septembrie, să știți. Așa este. Ceea ce ar trebui să reprezinte, cum spuneam, o normalitate, lucru care s-a întâmplat extrem de rar. De regulă am avut ani în care bugetul a fost undeva și până luna mai aprobat în anii electorali. Aprobat de către... Pentru că cel care pleacă n-are rost să mai facă el buget, că vine alt guvern, altă putere și atunci... Se pare că socotelele care se fac astăzi este că aceiași care guvernează astăzi se intenționează să guverneze și următorii pentru 4 totdeauna. Ani. Nu pentru totdeauna, ci pentru cel puțin următorii 4 ani, așa sunt intențiile acestea. Și după aia dispar amândouă ca partide. Probabil. N-aș dori să comentăm politic chestiunea aceasta, deși bugetul este... născut politic, ca să fie foarte clar. Deci cei care aprobă sunt parlamentarii care sunt membri ai unor partide, că sunt la putere sau că sunt în opoziție. Eu zic altfel. E politic doar ca viziune, ca obiectiv, că tehnic îl fac specialiști. Tehnic ar trebui să-l facă specialiști. De asta tot mă chinuie să-mi aduc aminte cum îl cheamă pe secretarul ăla de stat, specialist în bugete, da? Nu reușesc să-mi aduc aminte. Era un tip foarte priceput. Care e pensionar, da. De asemenea, este un lucru foarte bun dacă bugetul acesta va fi aprobat la sfârșitul acestui ciclu parlamentar, pentru că vom ști și vom dezlega marile dileme legate de
dacă sunt sau nu sunt bani pentru salarii și pensii anul viitor, pentru că una din marile discuții care se poartă în acest sfârșit de an este dacă vom avea bani pentru indexarea din luna iulie. Vă referiți la ei fizic? Ne referim dacă alocările din buget vor arăta că există surse de finanțare pentru aceste cheltuieli, pentru că aici vorbim de cheltuieli. Pentru că se dă drumul la tiparniță ca monedă fizică, iar ca valoare de cumpărare provoc inflația, să scade valoarea și cu bunuri produse mai puțin realizează... Să ne înțelegem, există un target în PNRR care spune că noi trebuie să ajungem în 2000, dacă nu mă înșel, 30 la... sau ceva mai devreme, chiar mai devreme. Așa, la 3% deficitul acela bătut în cuie, care nu putea fi depășit. Deci, din acest punct de vedere, bugetul de anul viitor... Și care e un deficit mare. Da, bugetul de anul viitor va fi construit pe un deficit bugetar mai mic decât anul acesta. Este o condiționalitate. Nu putem să avem anul ăsta 5,5 păi și la anul din să... ce în ce mai bine, nu din ce în ce mai rău. Da, nu, este obligativitate din PNRR. Da, da. Bun. Deci, din acest punct de vedere, vom vedea care sunt sursele bugetare prevăzute. Mai există, de asemenea, câteva lucruri care au fost promise ca fiind linii roșii, care ar trebui să se regăsească în buget, și anume TVA-ul neschimbat, fără taxe și impozite noi, impozitarea, cotele de impozitare neschimbate. Vom vedea dacă și aceste lucruri se vor regăsi în acest proiect de buget. Ce a spus dumneavoastră? Astea sunt obligatorii declarații, într-o perioadă de recesiune economică. De acord. De acord. Dacă vrei să scapi de recesiune, și să nu, și nu accelerezi inflația, să nu crești inflația, într-adevăr, nu acestea... crești impozitele și taxele. Dar acestea sunt, se pare, și o serie de linii roșii stabilite de către cele două partide aflate la guvernare, care au promis aceste lucruri. Să vedem dacă proiecția noului buget va ține cont. Pentru că există, foarte mulți economiști spun că ar fi necesară fie o cotă unică de TVA, adică să nu mai avem 5, 9 și 16%. Da? Și de asemenea există și ideea că s-ar putea majora și impozitul. Și atunci lucrurile ar căpăta o altă nuanță, pentru că... Mai logic este să mai degrabă să majorezi TVA-ul decât impozitul. Nu majorăm TVA-ul, ci egalizăm TVA-ul, pentru că rămâne 16%, e un lucru bun. Dispare 5,9%. Apare adevărata concurență. Dispare 5,9%. Cele două... prețul arată efectiv costul. Da. Da, este un lucru bun. Da, m-ați întrebat cum îl cheamă pe domnul secretar de stat. Îl chema Gherghina. Gherghina. Deci bravo. Domnul Gherghina, marele specialist în bugete până în anii 2000 și ceva. Nu era mare ca statură, era un om. Nu, era specialist, am spus. Fără... Nu ca statură, mare. Deci era într-adevăr un adevărat specialist în făcut bugetul României, domnul Gherghina. Bun, deci dacă aceste lucruri vor fi respectate, probabil că sursele de finanțare se vor majora, pentru că avem nevoie de această majorare, din ceea ce spunem noi în fiecare emisiune, și anume dintr-o colectare mai bună a TVA-ului, dintr-o colectare mai bună a taxelor, dintr-o reducere a evaziunii fiscale și, atenție că acest lucru este posibil, astea două am un grad de incertitudine vis-a-vis că în fiecare ciclu electoral să promite chestia asta, nu s-a reușit, absorpție a PNRR-ului, pentru că spuneam mai devreme, anul acesta, așa au afirmat și probabil că așa și este, a fost anul pregătitor, am pregătit documentele, am pregătit proiectele, le-am aprobat, urmând ca anul viitor să înceapă cu adevărat... Nu, profesor, și aici este o problemă. Se spune, eu nu absorpția. L-am văzut, că în spatele acestui plan național de redresare și reziliență, așa, ar fi niște condiții foarte dure pentru România. Adică să dăm în continuare pe gratis ce am dat din 90 încoace Uniunea Europeană.
Și atunci, dacă e vorba să rămânem... Nu știu la ce vă referiți când spuneți că am dat pe gratis. Printre altele, poftim? Tot ce am dat, am dat pe gratis. A, dacă dumneavoastră vorbiți de privatizări... Toate au fost pe gratis. E o discuție. Nu chiar pe gratis, nu. Nu, nu. Cu bani simbolici. Mă rog, dar nu pe gratis, da? Cum nu? Vreți să vă dau un exemplu? Nu, nu, nu. Știți ce înseamnă privatizare pe gratis? Faimoasa privatizare pe un leu. N-am avut așa ceva. Nu, nu, dar eu vă dau exemplu pe gratis cu bani. Dați-mi un exemplu. Nu pentru mine, pe... Deci Petromul a fost o privatizare subevaluată major. Nu, asta e altă poveste. Păi da, nu. Dar n-a fost pe gratis. Păi vă spun că a fost pe gratis. Haideți să nuanțăm puțin. Dumneavoastră, probabil că doriți să spuneți că anumite privatizări s-au făcut cu dedicație. Toate privatizările aici s-au făcut cu sunt dedicație. Într-adevăr... Toate? Sunt într-adevăr de acord cu dumneavoastră. Și explicăm telespectatorilor ce înseamnă dedicație. Deci, privatizarea Petromului se putea face și cu firme din afara Uniunii Europene, să fim foarte bineînțeleși. Noi am privatizat Petromul cu OMV-ul austriac în condițiile în care OMV-ul era o firmuliță. De stat. De stat, o firmuliță, deci, nu, da, vorbesc ca amploare. Ca potențial, era mică. Era o firmuliță în ceea ce privește Și acum îi curge mintea Barosano. La nivel european. Am avut, de altfel, la vremea respectivă, oferte și din partea unor concernuri din Anglia, din Statele Unite, vorbind de concern petroliere, în domeniul petrolier, da? Nu le dăm numele ca să nu facem reclamă. Deci dacă vorbim de dedicație, aici sunt de acord cu dumneavoastră că probabil că ni s-a sugerat și noi am acceptat să ne îndreptăm ochii către firme din Uniunea Europeană. Asta s-a petrecut, să ne înțelegem, foarte multe din privatizări s-au făcut înainte de 1 ianuarie 2007, înainte ca România să devină membra Uniunii Europene, după care am continuat să vindem pachetele de acțiuni către diferite firme. Înainte de 1 ianuarie 2007 s-au făcut niște mici privatizări. De-abia după aia s-au făcut. Dar pentru telespectatorii dumneavoastră n-a fost gratis, ci au fost niște sume care, în opinia mea, de exemplu, dacă spun că au fost gratis. Dacă vorbim de Petrom, într-adevăr, suma este foarte mică, dar mai pot da eu un exemplu. Și de unde s-a plătit suma aia? Din contul firmei. De acord. Din profitul firmei. De ce spun chestiunea aceasta? Pentru că în permanență se vorbește, pentru că am luat exemplul ăsta, hai să-l ducem până la capăt, vorbind de Petrom, se vorbește în permanență de rezervele de petrol și gaze existente. Să nu uităm că Petromul deține terenuri. Câmpuri petroliere. Terenuri. Câmpuri. Câmpuri petroliere, teren. Nu, zicem așa teren. Așa se cheamă. Da, e, acolo unde se exploatează, dar are și terenuri și clădiri în toate județele din asta România, care reprezintă și acelea o valoare. Sedii, depozite. Terenuri, depozite, etc. De regulă, aflate în zonele centrale ale orașelor din județele respective. Da, pentru că întotdeauna a fost puternic. Așa. A fost o nu-ți firmă... mai aduce aminte când stăteai la coadă la benzină pentru 20 nu de litri? Nu mi-aduc aminte că nu eram șofer, n-aveam mașină la vremea aia. Fericitule! Da, și nu stăteam la coadă. Deci, a, deci mereu zâmbitor. Dar, nu, dar atunci când colegii îmi cereau ajutorul să mai stea cu 2-3 ore să se ducă. Apropo, și ei până acasă... Nicu mai trăiește? Cred că da. Așa nu l-am mai văzut. Dar ca să ne putem sta puțin amândoi de bârfă, dăm o pauză. Pauză publicitară.